Primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, vine încă o dată în sprijinul cetățenilor. O nouă instituție pentru educarea și instruirea preșcolarilor este complet reabilitată. Este vorba despre grădinița numărul 3, care este pregătită în orice moment de primirea copiilor în cele mai sigure și moderne condiții. Am venit astăzi, așa, într-un fel de inspecție, control, să vedem cum s-au descurcat constructorii. Înțeleg că totuși pe 8 februarie e posibil să dăm drumul, da? Reînceperea cursurilor școlare se apropie cu pași repezi, iar lucrările de modernizare la grădinița numărul 3 cu program prelungit au fost finalizate. Copiii vor fi primiți în cele mai bune condiții. S-a refăcut izolația termică a clădirii pentru creșterea eficienței energetice, s-a înlocuit tâmplăria exterioară și s-a schimbat instalația electrică și de incendiu. Sunt lucrări pe fonduri europene, o mare parte, contribuie și primăria cu o sumă de bani, lucrări de la subsol până la etaj, în primul rând lucrări de termoizolare. Am mers pe ideea și așa am și câștigat banii europeni pe eficiență energetică. Am venit cu tâmplărie nouă, am venit cu modificarea instalației de incendiu, instalație electrică nouă, am conectat întreaga clădire, și grădinița și creșa le-am conectat la rețeaua de gaze, funcționăm cu centrală pe gaze și ați văzut că este foarte cald. Cu ocazia asta, pe lângă eficiență și gaze, eu sper că ne va scade și factura la, atât la energie electrică cât și la încălzire. Sunt activități cu copiii care necesitau aceste și această clădire necesita această investiție. Suntem bucuroși, ea este pregătită în acest moment în proporție de 90% să primească preșcolarii. Cei de la creșe funcționează deja din luna decembrie, grădinițele nu s-au deschis, dar când se preconizează pe 8 septembrie, am vorbit cu doamna directoare și toate clasele vor fi pregătite pentru copii. Grădinița numărul 3 cu program prelungit se ridică la standardele europene. Cadrele de învățământ sunt extrem de încântate de aceste lucrări. Vreau să adresez mulțumiri tuturor celor implicați în proiectul pentru reabilitarea grădiniței. Mulțumim domnului primar pentru sprijin. Acum avem o grădiniță reabilitată, cu un exterior foarte frumos. Instalațiile toate sunt schimbate, sunt noi. Suntem pregătiți pentru începerea pe 8 februarie și primirea copiilor, preșcolarilor, în condiții foarte bune. Au fost montate panouri fotovoltaice pentru asigurarea iluminatului, panouri solare pentru furnizarea apei calde, iar la exterior au fost refăcute trotuarele și aleile pietonale. Încălzirea unității se va realiza pe gaz, ceea ce înseamnă automat facturi mai mici cu până la 50%. La acest moment, la creșa numărul 3, avem deja în activitate un număr de 26 de copii. Mulțumim primăriei Turnul Severin pentru implicare, pentru crearea unui confort sporit copiilor în creșele și grădinițele din Turnul Severin. Ați văzut, în interior este o temperatură foarte bună la copii, la care copiii își pot desfășura activitățile relaxat. Ne desfășurăm la acest moment activitatea în creșe în condiții foarte bune, având în vedere că atât în anul 2020, cât și în acest an s-a lucrat permanent la reabilitarea și mărirea confortului din creșele. De-a lungul timpului, primarul municipiului Drobeta, Turnul Severin, Marius Creciu, a dat dovadă de implicare în ceea ce privește modernizarea infrastructurii urbane și extinderea rețelelor de utilități. Însă unul din obiectivele lui prioritare este construirea de creșe și grădinițe pentru a veni în sprijinul familiilor tinere din Severin.